Amin. Vă invit respectos să ne ridicăm înaintea Domnului. Urmează să ne rugăm pentru micuțul Filip Vasile, împreună cu fratele Dumitru. Vom face lucrul acesta și, sigur, însoțiți de întreaga biserică. Cerem binecuvântarea Domnului pentru Filip Vasile. Dumnezeu să facă ce vrea El. Așa am auzit din cuvântul Domnului pentru Filip Vasile. Și planul lui Dumnezeu este un plan de binecuvântare și nu de nenorocire. Un plan de bucurie și binecuvântare și prosperitate pentru familia Bădiță. Și Dumnezeu să facă și să vegheze asupra căilor micuțului Filip Vasile și când va fi mare. El și el să aleagă calea Domnului și să-L slujească Domnului. Amin. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Filip Vasile. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Filip Vasile. Amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Filip Vasile. Astfel să pună numele meu peste copilul Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul Amin. Amin. Suntem înaintea ta, Dumnezeul nostru, ca să te binecuvântăm, să te lăudăm și să-ți mulțumim. Te binecuvântăm pentru că și tu ne binecuvintezi pe noi în fiecare zi, Doamne. În dimineața aceasta, împreună cu familia bădiță, te rugăm, Doamne, să binecuvintezi micuțul Filip Vasile. Amen. În mâna ta sunt toate binecuvântările. Ne uităm la el și îți mulțumim că l-ai făcut o ființă așa de minunată. Trebuie să exclamăm și noi că minunate sunt lucrările tale, Doamne, dar tu ești mai minunat decât toate pentru că Tu le faci pe toate, de aceea îți mulțumim. În dimineața aceasta, Doamne, cerem binecuvântarea Ta, îndurarea Ta, dragostea Ta, călăuzirea Ta, pacea Ta peste micuțul Filip Vasile Doamne, binecuvintează-L! Sunt atâtea lucruri în viață care am vrea să ți le cerem acum și nu le știm, Doamne, pentru că nu știm traiectoria, drumul care îl va urma micuțul Filip Vasile, dar te rugăm să fii cu el în toate. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, recunoaștem în ziua aceasta că Tu împletești durerea, necazul cu bucuria. Dar te rugăm atunci, Doamne, când familiile trec prin necazuri, mângâiele, încurajează-le, întărește-le și când se bucură, Doamne, ajută-i să se bucure împreună cu Tine și niciodată fără de Tine. De aceea te rugăm și în ziua aceasta a bucuriei, dă-le bucurie de plină. Amin. Tu o poți face, Doamne, Ajută-i să treacă cu bine prin necazurile vieții, de care nu suntem scutiți niciunul, dar cu Tine trecem biruitori. Te rugăm, binecuvintează familia Bădiță, binecuvintează-L pe Ben și pe Adriana, întărește-i, Doamne, Amin. și viața care o petrec de acum înainte, împreună cu copiilor, să fie o binecuvântare, Amin. atât ei pentru copii, cât și copiii pentru ei, Doamne. Amin îndurăte de aceasta da. și veghează asupra acestei dorințe a noastre ca să o împlinești față de familia bădiță. Amin. Doamne, împreună cu ea binecuvintează toate rudele de aproape, de departe, bunicii de aici, din România. Amin. Binecuvintează biserica în care sunt, da, binecuvintează orice familie prietenă cu ei. Da, Doamne. Dar, Doamne, Dumnezeul nostru, din această binecuvântare să nu lipsești Tu. Da, tu să fii Deasupra tuturor, Amin. pe tine te lăudăm pentru că tu le dai pe toate, Doamne. Amin. De aceea, în numele Domnului Isus, îți mulțumim și te rugăm să rămâi cu ei. Amin. Amin! Amin! Așa cum stăm ridicați înaintea Domnului, haideți cu întreaga biserică să mulțumim Domnului pentru prezența Lui în mijlocul nostru, în această dimineață, și pentru harul care l-a răsat peste noi toți și în mod special peste harul și binecuvântarea pentru, peste care cred că a fost lăsată peste micuțul Filip Vasile și peste familia Bădiță. Ne rugăm cu toții Domnului și mulțumim!